Richmond Nee a devenit creștin în China continentală a anului 1920, la vârsta de 17 ani, și a început să scrie în același an. De-a lungul celor aproape 30 de ani de slujire, Watchman Nee s-a dovedit în mod clar un dar unic pe care Domnul l-a făcut trupului său pentru mișcarea sa în această epocă. În anul 1952, el a fost întemnițat pentru credința sa. A rămas în închisoare până la moartea sa în 1972. În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, Radio Unison continuă să vă prezinte scrierile marilor oameni ai lui Dumnezeu. În continuare, vă vom prezenta în serial cartea Omul spiritual, singura carte scrisă și redactată personal de Watchman Nee. Cartea a apărut la editura Lampadarul de Aur. Partea 1. Duh, suflet și trup. Concepția cea mai răspândită despre alcătuirea ființei umane este dualistă, adică cei mai mulți oameni cred că omul se compune din două părți, sufletul și trupul său. Astfel, potrivit acestei concepții, sufletul este acea parte lăuntrică, nevăzută a trupului, în vreme ce trupul este partea vizibilă, corpul ca atare. Deși există un sâmbure de adevăr în această concepție, afirmația este inexactă sau incompletă. O astfel de opinie provine de la omul căzut, nu de la Dumnezeu, căci nu ne putem bizui pe niciun concept dacă nu ne-a fost descoperit de Dumnezeu. Acum, este adevărat că trupul omului este învelișul său exterior, dar Biblia nu face niciodată confuzie între duh și suflet, ca și cum acestea ar fi identice. Realitatea este că aceste două elemente nu numai că se deosebesc prin definiția lor, ci au naturi total diferite unul față de celălalt. Cuvântul lui Dumnezeu nu îl împarte pe om în două părți, suflet și trup, ci dimpotrivă îl tratează ca pe o ființă tripartită, duh, suflet și trup. La 1 Tesaloniceni 5,23 citim: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul acesta ne arată, fără echivoc, faptul că omul este împărțit în trei părți. Apostolul Pavel se referă aici la sfințirea deplină a credincioșilor, să vă sfințească pe deplin. Dar cum este sfințit cineva pe deplin după Apostolul Pavel? Prin păzirea Duhului lui, a sufletului și a trupului său. De aici putem înțelege limpede că întreaga persoană se compune din aceste trei componente. Versetul citat mai face o distinție între duh și suflet. Altfel, dacă n-ar fi nicio deosebire între acestea, Pavel ar fi spus pur și simplu sufletul vostru. Întrucât Dumnezeu a făcut distinție între duhul omului și sufletul său, noi tragem concluzia că omul se compune nu din două, ci din trei părți, duh, suflet și trup. Întrebarea se pune acum: are oare importanță atât de mare deosebirea duhului de suflet? Răspunsul: da, are o importanță supremă, întrucât această deosebire afectează profund viața spirituală a credinciosului. Cum va putea înțelege un credincios viața sa duhovnicească dacă nu cunoaște nici măcar existența duhului? A nu face distinție între duh și suflet poate opri fatal dezvoltarea spirituală a cuiva. Adesea, creștinii trec drept duhovnicesc ceea ce, de fapt, este sufletesc și rămân astfel la nivelul sufletului, nemai căutând ceea ce este spiritual cu adevărat. Cum vom putea evita o pierdere atât de mare când confundăm două elemente pe care Dumnezeu le-a despărțit? Cunoștința spirituală este deosebit de însemnată pentru viața spirituală. Dar vom spune că este tot atât de important, dacă nu chiar mai important, ca un credincios să se smerească și să fie gata să primească învățătura Duhului Sfânt. Căci, atunci când va face astfel, Duhul Sfânt îi va dărui binecuvântata experiență de a putea deosebi Duhul de suflet, chiar dacă nu va avea la început
prea multe cunoștințe cu privire la acest adevăr. Pe de o parte, până și cel mai neștiutor credincios, care nu are nici cea mai vagă idee despre deosebirea dintre duh și suflet, poate, în schimb, să trăiască în practică această deosebire. Pe de altă parte, este posibil ca, până și cel mai informat credincios, care este la curent cu adevărul despre duh și suflet, să nu aibă totuși o experiență vie a acestei cunoașteri. Evident, cel mai bine este ca nu numai să avem cunoștință despre acest adevăr, ci și să-l trăim în practică, dar tocmai aceasta îi lipsește marii majorități a credincioșilor, experiența. De aceea, este bine ca de la început să-i călăuzim pe aceștia spre o cunoaștere a diferitelor funcții ale Duhului și ale Sufletului și apoi să-i îndemnăm să caute ceea ce este spiritual. Mai sunt și multe alte versete din Scriptură care fac aceeași distinție între Duh și Suflet. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă gândurile și intențiile inimii. Evrei 4:12. În acest verset, scriitorul împarte elementele necorporale ale omului în două părți, suflet și duh. Despre partea corporală se spune că include încheieturile și măduva, adică organele de mișcare și senzație. Când preotul ia în mână sabia ca să înjunghie și să disece jertfa, nimic din interiorul animalului nu mai rămâne ascuns. Fiecare încheietură și măduvă este despărțită. Tot așa și Domnul Iisus se folosește de cuvântul lui Dumnezeu, aplicându-l asupra copiilor săi, pentru a despărți cum se cuvine și pentru a pătrunde până acolo încât să deosebească între ceea ce este spiritual, ori sufletesc, ori trupesc. De aici rezultă că întrucât sufletul și duhul pot fi deosebite, negreșit se vor deosebi și în natura lor. Astfel, este limpede că omul se compune din trei părți. Crearea omului. Și Jehova Dumnezeu l-a făurit pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Geneza 2:7. Când l-a creat Dumnezeu pe om la început, l-a făcut din țărâna pământului și apoi i-a suflat în nări suflarea de viață. De îndată ce suflarea de viață, care a devenit duhul omului, a intrat în contact cu trupul omului, a dat ca rezultat sufletul. De aici, înseamnă că sufletul este combinația dintre trupul și duhul omului. Scriptura îl numește prin urmare pe om un suflet viu. Suflarea de viață a devenit duhul omului, adică principiul de viață din el. Domnul Iisus ne spune că duhul este acela care dă viață, Ioan 6:63. Această suflare de viață vine de la Domnul Creației. Nu trebuie însă să confundăm Duhul omului cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acesta se deosebește de Duhul nostru omenesc. Romani 8:16 demonstrează lămurit deosebirea dintre cele două duhuri prin afirmația după care Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cuvântul original care corespunde cuvântului viață din expresia suflare de viață găsită în traducerea noastră este ceai și este la plural. Aceasta ar putea să însemne că insuflarea lui Dumnezeu a produs o viață dublă cu două laturi, cea sufletească și cea duhovnicească. Când suflarea lui Dumnezeu a pătruns în trupul omului, a devenit duhul omului, iar când duhul a reacționat cu trupul, a rezultat sufletul. Aceasta explică sursa vieții noastre spirituale și a celei sufletești. Trebuie să recunoaștem însă că acest duh nu este viața proprie lui Dumnezeu, căci, așa citim în Iov 33:4, suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Nu este pătrunderea vieții necreate a lui Dumnezeu un om, după cum nu este acea viață a lui Dumnezeu pe care o primim cu ocazia regenerării. Ceea ce primim când ne naștem din nou este chiar viața proprie a lui Dumnezeu, simbolizată prin pomul vieții.
dar duhul nostru omenesc, deși există veșnic, este lipsit de viață veșnică. La făurit pe om din țărâna pământului se referă mai cu seamă la trupul omului, iar suflat în nări, suflare de viață, se referă la duhul omului care a provenit de la Dumnezeu, iar enunțul omul a devenit un suflet viu se referă la sufletul omului atunci când trupul a prins viață sub impulsul duhului și astfel s-a născut omul, o ființă vie și conștientă de sine. Omul complet este o trinitate, fiind compus din duh, suflet și trup. Potrivit textului de la Geneza 2:7, omul a fost alcătuit numai din două elemente independente, cel corporal și spiritual. Dar atunci când Dumnezeu a așezat duhul în învelișul de țărână, a rezultat sufletul. Duhul omului, prin atingerea de trupul mort, a produs sufletul. Fără duh, trupul era mort, dar prin adăugarea duhului, omul a devenit viu. Mădularul, astfel animat, s-a numit suflet. Omul a devenit un suflet viu. Exprimă nu numai faptul că din combinarea duhului cu trupul s-a născut sufletul, ci și faptul că duhul și trupul au fuzionat complet în sufletul său. Cu alte cuvinte, sufletul și trupul au fost combinate cu duhul, iar duhul și trupul au fuzionat în suflet. În starea sa de dinainte de cădere, Adam n-a cunoscut nimic din frământările dintre duhul și trupul nostru, de care noi avem parte în fiecare zi. Cele trei naturi ale sale se contopeau astfel perfect, iar sufletul, ca element unificator, a devenit cauza individualității sale, a existenței sale, ca ființă distinctă. Omul a fost destinat să fie un suflet viu, căci acolo se întâlneau duhul și trupul lui și prin acest organ i s-a făcut cunoscută individualitatea sa. Să ni se îngăduie să folosim o ilustrație imperfectă a acestui adevăr. Turnați câteva picături de colorant într-un pahar. Colorantul se va combina cu apa formând o a treia substanță, numită cerneală. Tot așa, cele două elemente independente, duhul și trupul, s-au combinat pentru a forma un suflet viu. Analogia șchioapătă în sensul că sufletul produs prin combinarea duhului cu trupul a devenit un element independent și indisolubil, la fel ca duhul și trupul. Dumnezeu a tratat sufletul omului ca pe ceva unic. După cum îngerii au fost creați să fie duhuri, tot așa omul a fost în principal creat să fie un suflet viu. Omul nu numai că a avut trup, un trup cu suflare de viață, ci și a devenit un suflet viu. Așa se explică de ce Dumnezeu îi numește pe oameni în Scriptură suflete. Care este explicația? Omul se poate numi suflet, deoarece așa va fi acel om cum îi va fi sufletul, căci sufletul îl reprezintă și exprimă individualitatea. Este organul voinței libere a omului, organul în cadrul căreia duhul și trupul sunt complet fuzionate. Dacă sufletul unui om găsește de cuviință să asculte de Dumnezeu, va permite duhului să stăpânească asupra întregii ființe a omului, așa cum a orânduit Dumnezeu. Dacă, dimpotrivă, sufletul hotărăște altfel, poate suprima duhul, făcând din altă delectare stăpânul ființei sale. Această trinitate a duhului, a sufletului și a trupului ar putea fi ilustrată în parte prin asemănarea cu becul electric. În cadrul becului, care îl reprezintă pe om în totalitatea sa, găsim curent electric, lumină și un filament. În cadrul acestei analogii, duhul este curentul electric, sufletul lumina, iar trupul filamentul. Curentul electric este cauza care dă naștere luminii, iar lumina este efectul curentului electric. Filamentul este substanța materială necesară transmiterii curentului electric, dar și punerii în evidență a luminii. Combinația dintre trup și duh produce sufletul, acea parte unică a omului. După cum curentul electric transmis de filament se exprimă prin lumină, tot așa duhul acționează asupra sufletului, iar sufletul, la rândul lui, se exprimă prin intermediul trupului. Să nu uităm însă că, deși sufletul este punctul de întâlnire al elementelor alcătuitoare ale ființei noastre în viața de acum, duhul va fi acela care va conduce în starea nouă pe care o vom avea după înviere, căci Biblia ne spune că este semănat un trup fizic, dar este înviat în trup spiritual. 1 Corinteni 15:44. Dar, tocmai aici dăm peste un element de o importanță vitală.
Noi, cei care am fost uniți cu Domnul nostru înviat, putem face în așa fel încât Duhul nostru să stăpânească peste întreaga ființă. Noi nu suntem uniți cu primul Adam, care a fost făcut un suflet viu, ci cu ultimul Adam, care este un duh dătător de viață. Funcțiile proprii Duhului, Sufletului și Trupului. Omul ia contact cu lumea materială prin trupul său. Prin urmare, am putea spune că trupul este acea parte din ființa omului care îi conferă conștiința despre lume. Sufletul cuprinde intelectul care ne ajută în etapa actuală a existenței noastre, precum și emoțiile pe care le nasc simțurile. Întrucât sufletul face parte din eul propriu al ființei, dezvăluind personalitatea cuiva, vom spune că este acea parte care ne dă cunoștința de sine. Duhul este acea parte prin care avem comuniune cu Dumnezeu, singura componentă prin care putem să intrăm în legătură cu El și să ne închinăm Lui. Deoarece Duhul ne vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu, îl vom numi conștiința despre Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în înăuntrul Duhului, euul în suflet, iar simțurile sălășluiesc în trup. După cum am mai spus, sufletul este punctul de întâlnire dintre duh și trup, căci acolo ele se unesc. Prin Duhul lui, omul are legătură cu lumea spirituală și cu Duhul lui Dumnezeu, primind și exprimând puterea și viața din domeniul spiritual. Prin trupul său, omul este în contact cu lumea exterioară a simțurilor, pe care o afectează și este afectat la rândul lui de ea. Sufletul stă între aceste două lumi, dar aparține amândurora. Este legat de lumea spirituală prin duh și de lumea materială prin trup. În plus, posedă capacitatea opțiunii, proprie liberului arbitru, întrucât este în stare să aleagă mediul convenabil din jur. Duhul nu poate acționa direct asupra trupului, ci are nevoie de un intermediar. Acest intermediar este sufletul, produs prin atingerea duhului de trup. Prin urmare, sufletul stă între duh și trup, făcând legătura între acestea două. Prin intermediul sufletului, duhul poate supune trupul așa încât acesta să asculte de voia lui Dumnezeu. Tot așa, prin intermediul sufletului, trupul poate atrage duhul, făcându-l să iubească lumea. Dintre aceste trei elemente, duhul este partea cea mai nobilă, căci se unește cu Dumnezeu. Trupul este partea cea mai de jos, deoarece este în contact cu materia. Sufletul se află între cele două extreme, legându-le și însușindu-și caracterul lor. Sufletul înlesnește comunicarea și cooperarea dintre duh și trup. Sufletul are misiunea de a menține aceste două elemente la locul corespunzător, așa încât ele să nu-și piardă relația propice dintre ele, potrivit căreia partea cea mai de jos, trupul, este supusă duhului, în vreme ce partea cea mai înaltă, duhul, trebuie să domnească asupra trupului prin intermediul sufletului. Factorul primordial al omului este, fără îndoială, sufletul. El își îndreaptă privirile spre duh ca să primească de la aceasta ceea ce a comunicat Duhul Sfânt, pentru ca apoi sufletul, după ce a fost desăvârșit, să poată transmite această comunicare trupului și astfel până și trupul să aibă parte de desăvârșirea Duhului Sfânt, devenind astfel un trup spiritual. Duhul este partea cea mai nobilă din om și ocupă zona cea mai lăuntrică a ființei sale. Trupul este partea cea mai de jos și ocupă zona aceea exterioară. Între aceste două locuiește sufletul cu rolul său de intermediar. Trupul este învelișul exterior al sufletului, în vreme ce sufletul este învelișul exterior al duhului. Duhul transmite gândirea sa sufletului, iar sufletul își exercită influența asupra trupului, determinându-l pe acesta să asculte de ordinele duhului. Tocmai de aceea, spunem că sufletul este un intermediar. Înainte de căderea omului, duhul controla întreaga ființă a omului prin intermediul sufletului. Puterea sufletului este cât se poate de mare, întrucât duhul și trupul sunt fuzionate, sediul personalității și al influenței ce o poate exercita omul aflându-se în suflet. Înainte de a fi săvârșit omul păcatul,
puterea sufletului se afla cu totul sub stăpânirea Duhului. Tăria sa era, prin urmare, tăria Duhului. Duhul nu poate acționa singur asupra trupului, ci o face prin intermediul sufletului. Vedem lucrul acesta din textul de la Luca 1, 46 și 47. Sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul meu s-a bucurat în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Versiunea Darby. Aici, trecerea de la prezent la perfectul compus arată că Duhul a conceput mai întâi bucuria în Dumnezeu și apoi, comunicându-i-o sufletului, l-a făcut pe acesta să dea glas simțirii lăuntrice prin intermediul unui mădular din trup. Recapitulând, vom spune că sufletul este sediul personalității. Acolo se află voința, intelectul și emoțiile omului. După cum Duhul este obișnuit să comunice cu lumea spirituală, tot așa și sufletul stă între Duh și trup, exercitându-și puterea de discernământ, hotărât dacă lumea spirituală va domni în viața cuiva sau, dimpotrivă, lumea naturală. Uneori, chiar sufletul însuși pune stăpânire pe om prin intelect, creând astfel o lume ideațională care ajunge să domine omul. Pentru ca Duhul să poată guverna, sufletul trebuie să-și dea mai întâi consimțământul, deoarece altfel Duhul nu are puterea de a reglementa relațiile dintre suflet și trup. Dar decizia aceasta este lăsată pe seama sufletului, căci acolo își are reședința personalitatea omului. De fapt, sufletul este pivotul întregii ființe, întrucât lui îi aparține voința omului sau capacitatea de a lua decizii. Numai atunci când sufletul este dispus să-și asume un rol smerit, va putea Duhul să conducă întreaga ființă a omului. Dacă sufletul se răzvrătește împotriva acestei atitudini, Duhul devine neputincios de a mai putea domni. Așa se explică voința liberă a omului sau liberul arbitru. Omul nu este un automat care să nu poată face nicio mișcare decât cu voia lui Dumnezeu. Mai degrabă, omul are puterea suverană de a decide singur. El posedă organul voinței și poate opta între a urma voia lui Dumnezeu și a-i se împotrivi urmând voia lui Satan. Dumnezeu dorește ca spiritul, întrucât este partea cea mai nobilă a omului, să stăpânească întreaga ființă, dar voința, partea cea mai crucială a individualității, aparține sufletului. Voința este aceea care stabilește dacă Duhul sau sufletul sau chiar trupul va fi acela care va domni. Având în vedere faptul că sufletul posedă o putere atât de mare, fiind organul individualității omului, Biblia îl numește pe om suflet viu. Templul Sfânt și omul. Nu știți, scrie apostolul Pavel, că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3:16. El a primit o revelație de la Dumnezeu care a permis să asemuie omul cu un templu. După cum Dumnezeu locuia odinioară în templu, tot așa Duhul Sfânt locuiește astăzi în om. Comparându-l cu un templu, vom putea observa natura tripartită a elementelor sale componente. Știm că templul era împărțit în trei părți. Prima era curtea din afară, care putea fi văzută de toți. Aici se aduceau toate formele de închinare exterioară. Mergând mai departe, vom da de locul sfânt în care nu pot intra decât preoții, aducând un de lemn, tămâie și pâine ca ofrande lui Dumnezeu. Ei sunt destul de aproape de Dumnezeu, dar nu cel mai aproape, întrucât încă se află în fața catapetesmei și, prin urmare, nu pot sta chiar în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în partea cea mai lăuntrică, în Sfânta Sfintelor, unde întunericul este copleșit de lumina strălucitoare și unde nu poate intra niciun om. Deși marele preot putea intra o singură dată pe an, rămâne semnificativ faptul că, înainte de sfârșirea perdelei, prin moartea și învierea Domnului Iisus, niciun om nu putea intra în Sfânta Sfintelor. Omul este și el templul lui Dumnezeu, având și el trei părți. Trupul se poate asemăna cu curtea din afară, ocupând poziția externă, cu viața sa vizibilă pentru toți. Aici omul ar trebui să asculte de toate legile lui Dumnezeu. Aici Fiul lui Dumnezeu a slujit ca înlocuitor, murind în locul nostru pentru omenire. Înăuntru se află sufletul omului,
care constituie viața lăuntrică a omului, cuprinzând emoțiile omului, voința și mintea sa. Așa este locul sfânt al unei persoane regenerate, căci dragostea sa, voința și gândirea sunt pe deplin luminate pentru a putea sluji pe Dumnezeu, cum făceau și preoții de odinioară. În partea cea mai dinăuntru, dincolo de perdea, se află Sfânta Sfintelor, în care n-a pătruns nicio lumină omenească și niciun ochi n-a privit. Este locul tainic al celui prea înalt, locuința lui Dumnezeu. Omul nu poate ajunge acolo decât dacă Dumnezeu binevoiește să sfâșie cata pe teasma. Așa este duhul omului. El se află dincolo de cunoașterea de sine a omului, mai presus de sensibilitatea sa. Aici omul se unește cu Dumnezeu, având comuniune cu el. Nu este prevăzută nicio lumină pentru Sfânta Sfintelor, deoarece Dumnezeu locuiește acolo. În locul sfânt, lumina este asigurată de sfeșnicul cu 7 brațe. Curtea din afară este scăldată de lumina zilei. Toate acestea au rolul de a sluji drept imagini, tipuri sau umbre ale unei persoane regenerate. Duhul unui astfel de om, asemenea Sfintei Sfintelor, este umplut de prezența lui Dumnezeu, unde totul se desfășoară după principiul credinței, dincolo de vedere, de simțuri sau de înțelegerea credinciosului. Sufletul se aseamănă cu locul sfânt, căci este bine luminat de multe gânduri și percepte raționale, de ample cunoștințe și de o înțelegere a lucrurilor din lumea materială și ideațională. Trupul poate fi asemănat cu curtea din afară, care poate fi văzută de toți. Acțiunile trupului pot fi văzute de toți. În mod invariabil, ordinea pe care ne-o prezintă Dumnezeu totdeauna, duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. 1 Tesaloniceni 5,23. Nu se spune sufletul și duhul și trupul vostru, nici trupul și sufletul și duhul vostru. Duhul este prin excelență partea cea mai importantă și astfel e numit primul. Trupul este cel mai de jos, de aceea este menționat la urmă, iar sufletul stă între ele fiind amintit la mijloc. După ce am văzut acum ordinea lui Dumnezeu, vom putea înțelege și mai bine înțelepciunea deosebită a Bibliei atunci când îl vom asemăna pe om cu templul. Vom putea recunoaște armonia desăvârșită care există între templu și om, atât cu privire la ordine, cât și la valoare. Slujba de la templu se desfășoară potrivit cu revelația primită din Sfânta Sfintelor. Toate activitățile din locul sfânt și din curtea de afară sunt reglementate de prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. Acesta este locul cel mai sfânt, locul spre care converg cele 4 colțuri ale templului și tot ce se găsește acolo. Ni s-ar părea la prima vedere că nimic nu se face în Sfânta Sfintelor, deoarece este întuneric. Toate activitățile sunt doar în locul sfânt, chiar și acele activități din curtea din afară sunt controlate de preoții din locul sfânt. În realitate însă, toate activitățile din locul sfânt sunt dirijate de revelația primită în liniștea și pacea desăvârșită din Sfânta Sfintelor. Nu este greu să observăm nici aplicația spirituală. Sufletul, organul personalității noastre, este compus din minte, voință și emoții. S-ar părea că sufletul este stăpânul tuturor acțiunilor, căci trupul îi urmează comenzile, dar înainte de căderea omului în păcat, sufletul, în ciuda multelor sale activități, era guvernat de duh. Și aceasta este ordinea dorită de Dumnezeu, mai întâi duhul, apoi sufletul și la urmă trupul. Ați urmărit un episod din cartea Omul Spiritual, scrisă și redactată de Watchman Nee și apărută la editura Lampadarul de Aur, episod ce v-a fost oferit de Radio Unison.